Am avut probleme extrem de serioase în discuțiile cu Fondul Uniunea Europeană și Banca Mondială legate de credibilitatea și predictibilitatea deciziilor instituțiilor juridice ale României, care adesea, fără justificare și temei constituțional sau legal, au interferat masiv politica economică a guvernului. Și aici cred că este evident pentru oricine cât de penibilă poate fi o instituție a statului român care spune, da, facem pensiile după contribuție, dar la o singură categorie nu, cea în care sunt și eu.